Deputatul Virgil Guran este împotriva noilor taxe și impozite pe care guvernul ar vrea să le introducă anul acesta. Una dintre acestea este taxa pe acciză. Dacă la început îi se părea un lucru bun, în momentul de față, deputatul nu mai are încredere în această lege. Clar, în momentul respectiv am crezut în acest lucru. De ce nu mai cred acum și de ce sunt împotrivă? Nu pentru că am ieșit de la guvernare. Banii nu mai merg spre autostrăzi. Ei spun la televizor că banii merg spre autostrăzi, dar trebuie verificat acest lucru, pentru că nu se întâmplă așa și vă spun foarte sincer, ar însemna în fiecare săptămână să se facă 1,5 km de autostradă din acei bani. Și taxa pe stâlpi este unul dintre proiectele cu care deputatul nu este de acord. Taxele speciale, așa zisa taxă pe stâlp, dar de fapt nu e numai pe stâlp. Se pun taxe pe conducte, pe instalații de curent, pe tot ce mișcă. Și asta ce va presupune? Cei care se ocupă de gaz vor trebui să scumpească datorită acestui lucru gazul, cei care se ocupă de curent să scumpească curentul, telefonia să scumpească serviciile la telefonie și asta ce va însemna? Un nou val de scumpiri în tot ce mișcă în România. Deputatul Prahovean este de părere că introducerea acestor noi taxe va crea probleme și mai mari economiei țării. Chiar în Comisia Economică din care fac parte m-am împotrivit vehement, demonstrând pe bază de calcul că vom îngenunchea și mai mult economia și va fi și mai greu dacă aplicăm aceste taxe, dar văd că nu se înțelege și asta este o mare problemă. Totuși, deputatul Virgil Guran speră ca aceste taxe speciale să nu fie aprobate.